frate, mă, să-ți cu durere în suflet, rudele bărbatului care a făcut stop cardiac pe platforma termocentralei l-au condus pe ultimul drum. Vecinii și toți apropiații își amintesc cu drag de el și nu-și pot imagina că nu mai este. Deci era un vecin deosebit, foarte bun, ne înțelegeam bine pe scară cu el. Avea un comportament foarte... ca orice om normal. Cum ați reacționat când ați auzit? Foarte ciudat, deci nu, un șoc foarte puternic, nu ne revenim niciun vecin de pe scară. Deci nu... ne imaginăm ca el să fie mort. Noi tot ne închipuim că totuși e viu. Aseară când nu a venit țipând de la spital, am auzit că a murit la servici. L-a adus de la servici. Ar fi înțeles că a mort, l-ar fi adus de la servici, că la servici a venit rău. Că vorbea cu colegii tot în privința salariilor, salariului, că nu s-a băgat și ce că ar fi plecat de acolo, că era la Macaragiu de meserie. Și s-ar fi dus către Macaraș, acolo a venit rău și a căzut și l-a găsit acolo. Cele două fete și soția au rămas singure. Bărbatul era unicul întreținător al familiei, iar cu bănuții pe care îi câștiga, abia reușeau să supraviețuiască. De aproape două luni însă nu mai primise salariul. A fost copleșit de griji, iar inima sa pur și simplu a refuzat să mai bată. Am avut un conflict de muncă care ieri a fost cât de cât organizat un pic. Am discutat cu liderul de sindicat, ne-a promis că se va rezolva în limita posibilităților care le poate oferi pentru noi, că nu suntem deocamdată înscriși aproape în niciun sindicat 100%. Lui, cred că i-a fi venit rău în discuția asta la grămadă de acolo, a plecat în instalație, nu în instalație, a plecat după de la grupul nostru de acolo și când am auzit ambulanța întreprinderii, a venit, l-a luat și a plecat mai mult mort de acolo. Mort! Că era vână și cu spume la gură. Bărbatul lucra la o firmă care se ocupă cu reparațiile și întreținerea termocentralei Halânga. Câștiga puțin peste 10 milioane de lei vechi. Numai că nici acești bani nu-i mai primise de două luni. De supărare, într-o clipă a murit. Chiar dacă tragedia s-a întâmplat în incinta societății la care lucra, reprezentanții firmei nu au contactat până acum familia, nici măcar pentru a le transmite condoleanțe. Un ajutor cât de mic, care 25 de ani de muncă, 28 de ani cât are, nimeni. În afară de colegi, nimeni n-a sunat, în afară de muncitori, nimeni n-a sunat din întreprinderea aia ce mama Sfântului este. Să întrebe măcar dacă aveți, n-aveți, am pus de la mână la mână frați și o să-l înmormântăm. La locul de muncă s-a întâmplat, nu la spital. L-a luat mai mult mor de acolo. Era supărat că era singurul cuvenit. Era singurul întreținător al familiei. De asta s-a întâmplat, asta a fost cauza. Și ați discutat, vă oferă un ajutor de înmormântare? Nu, zice că nu au bani. Pentru că incidentul s-a produs în timp ce bărbatul era la serviciu, Inspectoratul Teritorial de Muncă a demarat o anchetă. Din câte se pare, acesta suferea de anumite afecțiuni medicale cardiace. Nu vă pot preciza cauzele exacte ale decesului și nici condițiile în care s-a produs un eventual accident de muncă, întrucât ne aflăm în stadiul de cercetare a evenimentului. Până acum, conducerea societății comerciale nu a dorit să ofere un punct de vedere. Surse neoficiale au confirmat faptul că există și un corp de control al Ministerului Economiei în incinta regiei autonome pentru activități nucleare. Dar dincolo de toate acestea, un om a murit, disperat că nu are ce pune pe masă. O viață s-a stins din cauza că președintele Consiliului Județean Adrian Duicu nu a fost în stare să propună guvernului o soluție pentru rezolvarea situației economice dramatice de la Raan. Colapsul regiei distruge destine și familii. Sunt sacrificați mii de oameni nevinovați care se văd abandonați de autorități.